Severinenii au avut parte astăzi de prima ninsoare din acest an. Zăpada a căzut neîncetat, însă din cauza temperaturilor ridicate nu s-a depus. Spre încântarea tuturor, astăzi ne-am bucurat de primii fulgi de zăpadă în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Deși a nins puternic din cauza temperaturilor ridicate, nu s-a depus niciun strat de nea. Mă rog, pentru copii și pentru cei care iubesc zăpada, e ok, e frumos până la urmă. N-aș zice, pentru că iar... Eu știu, suișurile astea, coborâșurile astea, adică temperatură foarte ridicată, ca după aceea să coboare sub zero și asta nu mi se pare, dar știu eu, asta este. În alții ani ningea? Da, aș vorbi de anii când, probabil când am fost eu copil, 50 de ani, mai bine. Da, erau parcă altfel zăpezile, altfel viața, altfel, așa, dar știți cum e, și tehnologia și... toate cele. Chiar dacă iarna nu mai este ce era odată, o mare parte dintre cetățeni se bucură de apariția primilor fulgi de nea, care ne aduc aminte de copilărie. E ceva frumos, ar fi fost frumos să fie de sărbători, dar dacă nu a fost atunci, e bine și acum. Pentru noi e un semn bun, e un semn de belșug. Așteptați să ningă? Mai mult decât orice să ningă, mai ales că în ultima iarnă nu ne-am bucurat de zăpadă. Cel puțin copiii o așteptă cu drag și să nu uităm că toți am fost copii, toți ne bucurăm la zăpadă. Cetățenii așteptau primii fulgi de nea încă din ajunul sărbătorilor de iarnă, însă magia primei ninsori se simte și acum. Așteptam de mult, dar îmi pare rău că nu se prinde datorită temperaturilor ridicate sau ploii. Ar trebui să ningă, e timpul. Mi se pare iarna aceasta foarte blândă, cu temperaturi mult mai ridicate față de anii trecuți. Poate efectul de seră despre care se vorbește are influență. În mai multe zone ale județului situația este alta, iar primul strat gros de zăpadă s-a așternut deja. O mare parte a Mehedințiului este învăluită într-o pătură albă.